Omul interior se construiește precum un templu, ne spune Sfântul Ioan Casian, care se și așează pe sine în poziția lui Hiram, arhitectul din vechime. Bună! Sunt Dr. Josh, aici la Gadiudiu, unde împărtășim ghidare culturală spre împlinire spirituală. Așadar, despre construirea omului interior, a templului interior, după învățătura Sfântului Ioan Casian. Cine era Sfântul Ioan Casian? Probabil că cei mai mulți dintre noi știm că era de origini daco-romane, născut în Dobrogea și care, pe la vârsta de vreo 20 de ani, împreună cu prietenul său, German, au călătorit în Orient, în Țara Sfântă, apoi prin Antiohia, apoi pe la părinții din deșertul Egiptului, ca să descopere marile comori ale viețuirii duhovnicești a monahismului din secolul al IV-lea. Sfântul Ioan Casian a trăit între 360 și 435, iar în 399 îl găsim la Constantinopol, unde îl cunoaște și îl apreciază pe Sfântul Ioan Gură de Aur. Aici German este hirotonit preot, iar Sfântul Ioan Casian hirotonit diacon, iar după ce în 404 Sfântul Ioan Gură de Aur este exilat, cei doi daco-romani, Casian și German, călătoresc la Roma în apărarea Sfântului Ioan Gură de Aur. Aici German moare, iar Sfântul Ioan Casian este hirotonit preot de către Papa Leon cel Mare, după care merge la Marsilia, în sudul Franței, unde Sfântul Ioan Casian întemeiază două mănăstiri, una de bărbați și alta de femei. Una este închinată Sfântului Victor și acolo se află și mormântul Sfântului Ioan Casian, iar cealaltă se numește Sfântul Sotiros. Sfântul Ioan Casian ne-a lăsat trei lucrări scrise ca fundament, ca întemeiere pentru comunitatea monastică pe care el o întemeia, pentru că, așa cum știm, el aducea, era primul care aducea în Occident tradiția monahală din răsăritul creștin. Cele trei lucrări scrise de Sfântul Ioan Casian sunt despre instituțiile cenobitice, unde descrie inclusiv omul interior și lupta împotriva celor 8 gânduri ale răutății sau păcate capitale. A doua carte se numește Convorbiri cu părinții, iar a treia este un tratat despre întruparea cuvântului împotriva ereticului Nestorie. Sfântul Ioan Casian dedică scrierea despre instituțiile cenobitice episcopului Castor de Apta. Și în prefața acestei lucrări, în prefața dedicatorie, stabilește câteva analogii. Episcopul Castor este văzut ca Solomon, Casian însuși se prezintă pe sine ca Hiram, arhitectul, constructorul templului din Ierusalim, pentru că întreaga lui lucrare Casian o vede ca pe construcția unui templu închinat lui Dumnezeu. E vorba de, în același timp, despre templul din interiorul fiecăruia dintre noi. Iată ce zice Sfântul Ioan Casian în prefața la instituțiile cenobitice. Zice el, povestește istoria Vechiului Testament că prea înțeleptul Solomon, după ce a primit de la Dumnezeu înțelepciune și pricepere cum nimeni altul înainte și nici după el n-a mai fost, dorind să ridice acel măreț templu al Domnului, a cerut ajutorul unui străin, regelui Tirului. I-a fost trimis Hiram, fiul unei văduve, și orice lucru își sugera înțelepciunea divină să producă sau să fabrice în templul Domnului și în ce privește podoabele sfinte, el, Solomon, a realizat cu ajutorul și sfaturile acestuia. Așadar, dacă acel împărat, superior tuturor regilor pământului, vlăstar atât de nobil al neamului lui Israel și cu o atare înțelepciune inspirată de Dumnezeu, încât depășea știința și învățăturile tuturor orientalilor și ale egiptenilor, nu s-a sfiit de sfatul unui sărac și străin, la fel și tu, prea fericite episcop, care stai să construiești
un templu adevărat și înțelegător sau rațional, nu cu pietre neînsuflețite, ci adunând la un loc oamenii sfinți, un templu nu temporal sau trecător, ci veșnic și inespugnabil. Iată că ne prezintă aici pe Hiram din vechime, contemporanul lui Solomon. Hiram era regele Tirului, care îi trimite lui Solomon un meșter priceput, care tot Hiram se numea, un meșter fierar și turnător în metale și bijutier, și, cum vom vedea, în tradiția ulterioară creștină, Hiram este văzut și ca arhitect. Înainte de Sfântul Ioan Casian exista deja o retorică precedentă. De exemplu, Eusebiu din Cezarea, în Viața lui Constantin, îl aseamănă pe Constantin cel Mare cu împăratul Cir, cu Alexandru cel Mare și cu Moise. Căci așa cum Moise era văzut ca liberatorul poporului evreu din robia egipteană, așa și împăratul Constantin era liberatorul creștinilor din robia persecuțiilor păgânilor. Constantin însuși este văzut ca și constructor al Bisericii Sfântului Mormânt. Deci, iată un nou Solomon, căci el construiește în locul templului din Ierusalim templu pentru noua credință, adică Biserica Sfântului Mormânt. Constantin este văzut ca un nou Solomon. Chiar în locul în care a fost îngropat Mântuitorul, zice el, a fost construit noul Ierusalim în opoziție cu faimoasa cetate cea veche. Și poate nu e greșit să vedem în această construcție prea noul Ierusalim anunțat de glasurile profeților. Înainte de toate, Constantin a voit să împodobească acest mormânt sfânt, căci îl considera ca fiind centru ideal al lumii întregi. Sunt cuvintele lui Eusebiu în Viața lui Constantin. Și Origen, la rândul său, în comentariul la Cântarea Cântărilor, vorbește despre călătoria reginei din Saba către Solomon și, în paralel, prin analogie, călătoria neamurilor spre Hristos. Aici, Solomon este văzut ca un tipos al lui Hristos. Hiram este văzut ca înțeleptul arhitect care construiește Biserica lui Hristos, iar templul nu este altceva decât trupul lui Hristos. Și Filon din Alexandria, înainte de Origen, scrisese în De Specialibus Legibus, în Despre Legile Speciale, că templul din Ierusalim nu este altceva decât lumea aceasta. Vedem aici o viziune cosmică. Adevăratul templu al lui Dumnezeu este întreaga lume. Dar și templul interior este și acela un chip al templului lui Solomon. Toate aceste reflecții Sfântul Ioan Casian le cunoștea și vedem că aplică aceste imagini în gândirea sa. Zice el, tot așa și mintea noastră, dacă nu se va îndrepta doar către dragostea lui Dumnezeu, precum către un centru nemișcat, nu va putea duce la îndeplinire cu cuvenită măiestrie acea construcție a edificiului duhovnicesc, al cărei arhitect este Pavel Apostolul. Pentru că Sfântul Apostol Pavel vorbește și el despre construcția interioară. Vedem că, la Sfântul Ioan Casian, construcția templului interior cunoaște trei etape, iar asta preluând câteva imagini din Filon în De Opificio Mundi. Zice el că mai întâi există imaginea mentală, adică acel proiect pe care arhitectul îl construiește în mintea sa. Apoi se construiește macheta sau modelul de ceară, după care se procede la construirea cetății. Așadar, realizarea cetății sau a templului interior cunoaște aceste trei etape: imaginea mentală, macheta și construcția propriu-zisă. Sfântul Ioan Casian preia aceste analogii și le aplică cristologic, pentru că pentru el Hristos stă la baza oricărei construcții adevărate, interioare sau exterioare, dar și încheie exigent ascetică.
Iată, deci, la Ioan Casian, cele două temple. Templul comunitate, pe care el construia și punea la bază aceste instituții cenobitice, și templul interior, cel pe care avea să-l construiască în fiecare din viețuitorii din comunitatea sa și prin lucrarea sa în fiecare dintre noi, cei care citim scrierile sale. Modelul desăvârșit pentru Sfântul Ioan Casian nu este altul decât Sfântul Ioan Botezătorul. Pentru Casian, Ioan Botezătorul este în același timp ultimul profet și primul apostol. Și în Ioan Botezătorul se îmbină perfect cele două dimensiuni ale vieții duhovnicești, adică practica și contemplația sau știința duhovnicească. Este așadar vorba mai întâi de o curățire de patim și apoi de dobândirea virtuților. Construirea templului înseamnă, de fapt, a pregăti omul interior pentru a-L primi pe Hristos, care este sacerdotul sau preotul desăvârșit, care să săvârșească, să celebreze înăuntrul nostru liturgia sfințirii omului nostru interior. Precum templul din Ierusalim, zice el, și acel templu care este biserica poate fi pătată și atunci este nevoie de curățire. Iată, atrage atenția Sfântul Ioan Casian, că comunitatea bisericească poate fi pătată prin erezie. De aceea, el, cum știam, și scrie un tratat împotriva ereziilor timpului, în speță împotriva ereticului Nestorie, și în cheia antropologică, templul poate fi pătat prin patim, prin păcate. Atenție așadar la templul interior al inimii noastre. Atenție la mușcăturile viermelui întristării. Și e de reținut că dintre toate patimile și toate duhurile răutății, cel mai periculos, ca o carie interioară care mănâncă lemnul pe dinăuntru, este demonul acesta al întristării sau al acidiei. Și dacă a pătruns înăuntru, în inima lemnului, acel lemn nu mai folosește la nimic și este aruncat în foc. De aceea Sfântul ne invită să construim verum ac rationabile templum, adică acest templu adevărat și rațional sau înțelegător sau duhovnicesc. Iar Sfântul nu pierde din vedere niciuna din aceste nuanțe. Curățirea minții stă la baza construirii interioare. În contemplarea lucrurilor divine constă progresul nostru duhovnicesc. Iar templul, acel templu adevărat și interior, este unul rațional, dar este și înțelegător, adică cuprins cu mintea, dar mai este și discursiv, pentru că el privește combaterea ereziilor. Și cum înțelege Ioan Casian să combată ereziile? Nu prin discursuri, nu prin dialectică, ci prin exemplul personal al virtuții. Prin urmare, trupul lui Hristos, biserica comunitate, se curăță de pată, se curăță de erezie, prin sfințenia exemplară a fiecăruia dintre membrii care o alcătuiesc. Iar templul interior, acela din intimitatea noastră, se curăță, iată, prin dobândirea virtuților ca să ajungă la știința cea duhovnicească, la vederea lucrurilor cerești. Să devenim așadar temple vii ale templului lui Dumnezeu, iar nu pietre moarte, și cum vedem, iată, la Ioan Casian, limbajul este mereu arhitectural, pentru că el însuși, Casian, se vede pe sine ca un nou hiram, ca un nou meșter constructor de temple interioare. Casian își propune să construiască Vir Sanctus, să construiască acel bărbat sfânt, prin purificare, prin contemplație și prin lupta împotriva ereziilor.
vă invit să vă abonați la acest canal și împreună să descoperim alte și alte pagini luminoase din exemplu acestui mare Sfânt Părinte al Bisericii Universale. Și prin curățirea inimii, prin curățirea omului interior, să edificăm templul și omul cel sfânt. Cum vedem, templul, ca imagine arhitecturală, este într-un fel mișcat din loc, este într-un fel delocalizat, devine într-un fel un non-loc. Nu mai e vorba de templu ca și construcție din piatră, ci este vorba de templul interior. Această teologie a templului la Sfântul Ioan Casian este centrală, dar templul nu mai este. El este interiorizat și ni-l construim fiecare dintre noi cu ajutorul lui Dumnezeu și al Sfinților.